Bun regăsit la Field Market. Suntem live de la această oră la emisiunea zilnică dedicată piețelor financiare, ca de obicei aceeași Cătălin și Tiberiu, pe care îl salut. Salut, Cătălin, bine te-am regăsit și astăzi. Astăzi avem posibilitatea să analizăm tehnic și fundamental companii extrem de importante, componente ale principalului indice de la BVB, indicele BET, după raportările la trimestrul 2, într-un context în care în următoarele 3 săptămâni vom avea zilnic, m-am uitat, deci poate o excepție, zilnic reprezentanții altor companii, în special de pe piața Aero, cu care evident vom analiza ce a fost și mai ales vom încerca să aflăm la ce să ne așteptăm. Până atunci, hai să vorbim câteva minute și despre ce s-a întâmplat prin piețe și astăzi au venit cererile de șomaj din Statele Unite. Am ajuns, Tiberiu, iată, la minimul post-COVID, ca să spunem așa, căci numărul americanilor care au depus cereri săptămâna trecută a ajuns la 340.000, cel mai scăzut nivel din martie anul trecut. Da, cifre din ce în ce mai bune, pot să spun, din punctul ăsta de vedere, privind cererile inițiale de șomaj. Americanii care încă mai solicită după atâta timp, deci după un an și jumătate, au ajuns la 340.000, cum spuneai și tu, cel mai scăzut nivel, sub așteptările pieței, care era vreo 345.000, deci puțin mai sus. Piața muncii continuă să se consolideze, să recupereze din ce în ce mai mult și mai bine. Totuși am văzut că și am tot vorbit în ultima perioadă de constrângerile și provocările cu care se confruntă angajatorii să găsească din ce în ce mai mulți lucrători calificați care să ocupe posturile vacante pe care ei le-au scos la concurs. Ca și perspectivă, se așteaptă ca numărul noilor solicitanți să scadă în continuare, în perioada următoare, în următoarele săptămâni și în următoarele luni. Și asta și datorită faptului că acele ajutoare de șomaj, acele ajutoare federale vor expira, cred că săptămâna asta, dacă nu mă înșel, pe vreo 5 sau 6 septembrie și atunci lucrurile o să se mai strângă puțin așa. Dar una peste alta și cererile continue. Am văzut că au scăzut și ele 2,74 de milioane. Asta data la 21 august față de 2,9 milioane câte erau cu o săptămână înainte. Deci, una peste alta, cifre foarte bune din punct de vedere al celor de șomaj. Exact, și ca să spunem că și cele continue sunt la minim post-COVID și media pe 4 săptămâni, cum o zic de fiecare dată, 355.000 săptămânale minim post-COVID, la media celor continue 2,86 milioane. Deci să reamintim totuși că mâine avem acel raport de care vorbeam noi și așteptările sunt ca NFP-ul să fie undeva la 750.000 față de 934.000 luna trecută, posibil să fie o cifră mai mică. Am vorbit noi ieri de ADP-ul ăla care a fost la jumătate față de așteptări și să vedem ce va fi cu asta. Deci, cum ai spus și tu, concluzia e că după redeschiderea economiei și în ciuda acestor îngrijorări cu revenirea COVID, piața muncii recuperează. Da, exact, treaba cu angajatorii e un se luptă să caute forță de muncă, asta e o problemă totuși. Exact, da. Rămâne de văzut acum cum se vor poziționa. Am văzut că în ultimele zile există niște fenomene meteo foarte dificile. Ai văzut în New York au apărut niște inundații din astea apocaliptice la un moment dat. Nu știu, au declarat Da, stare de a plouat urgență și acolo. ieri, că mă uit la US Open și a plouat. Apropo de Statele Unite și de New York, să notăm că aseară, în prima zi din septembrie, indicele Nasdaq a crescut 0,33% ieri, a stabilit un nou maxim istoric, atenție, pentru a 33-a oară în acest an, deși, atenție, a închis la minimum, au avut loc scăderi la finalul sesiunii și a închis la minim, dar a avut de unde să scadă, să mențină valoarea asta record, spre deosebire de S&P 500, care n-a reușit, iată, să facă al 54-lea maxim istoric pe anul acesta. Vânzările de la finalul sesiunii au păstrat cotația un câștig mic simbolic 0,03%, în timp ce Dow Jones a fost pe minus toată ziua. Și înainte să trecem la bursa noastră să analizăm companiile, să spunem că și raportul după reuniunea OPEC-GMMC de ieri, de care v-am povestit pe larg, a menționat că deși efectele pandemiei produc așa o oarecare incertitudine, sunt fundamente consolidate ale pieței și
Atenție, exista consensul și se respectă planul ăla de creștere a producției cu 400.000 de barili pe zi, asta și în octombrie, deci sursele noastre au rămas de încredere, să zic așa, pentru că am dat șanse mari variante astea, știi că erau trei variante, următorul raport pe 4 octombrie. Deci asta e în privința OPEC. Și scuză-mă și te las, am văzut și încă o frază interesantă, cererea de anul viitor va fi revizuită în sus, va fi upgradată. Acum să vedem, e îngrijorare, e greu de văzut care e cer, adică practic trebuie văzut cu COVID-ul ăsta, care încă e greu de prognozat în momentul ăsta. În fine. Aici vreau să ajung exact la cererea asta de anul viitor, de creșterea practică a cererii pentru petrol în 2022. Am văzut că undeva în jur de 4,2 milioane de barili pe zi, în creștere față de 3,28 de barili, tot așa cât a fost acum, ceea ce în viziunea lor ar, mă rog, ar putea sprijini cumva o producție mai mare în viitor. Și, dar, încă o dată, după cum ai spus și tu, totul ține de restricții, de îmbunătățirea circulației, de impactul noilor variante astea ale COVID-ului și așa mai departe. Dar rămâne de văzut cum Bun. vom Hai să evolua. începem să analizăm companiile din becile pe care nu le-am prezentat și, evident, multe din ele coincid cu multe cereri ale prietenilor noștri. Să ne uităm și pe grafice și pe fundamente. Avem compania Hy cunoscută, o logică a lor. Începem cu Romgaz, nu? Da, am ales pentru astăzi companii, zic eu, al căror reprezentanți, din păcate, nu prea putem să-i aducem, nu prea reușim să-i aducem aici, și în lipsa lor o să ne ocupăm noi Vorbim noi, de da. rezultatele așa, companiilor. Și începem cu, de fapt, toate companiile peste care ne vom uita sunt în principal din energie și utilități, mă rog, și încă două din medical și telecomunicații. Începem cu Romgaz. Și al doilea trimestru al anului a fost mai bun, am văzut, pentru Romgaz, cantitățile de gaze naturale vândute fiind mai mari decât din perioada similară anului trecut. Asta chiar dacă prețul a fost mai mic, prețul de vânzare a fost mai mic. Am văzut că cifra de afaceri a crescut cu vreo 21%, de la 763 de milioane, cât a fost în al doilea trimestru din 2020, la peste 900, vreo 922 de milioane, între 2 din 2021. Dar la nivel de semestru, creșterea a fost puțin mai mică, mult mai mică de fapt, vreo 2,5%. Și m-am uitat în comunicat, potrivit raportului Romgaz, scăderea prețului mediu de vânzare a fost cauzată în principal de contractele semnate anul trecut, atunci când prețurile erau mai mici, mult mai mici chiar. Pe de altă parte, consumul de gaze naturale la nivel național, am văzut că în primele 6 luni din 2021 au înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, cu vreo 8%. Asta în condițiile în care livrările Romgaz au crescut cu vreo 23,7%. Cota de piață pe livrările interne a Romgaz este undeva la peste 50% și asta în creștere cu vreo 8% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Din punct de vedere al profitabilității, că este un indicator pe care îl urmărim foarte mult, profitul net consolidat în prima jumătate a anului a fost de vreo 760 de milioane de lei, mai mic cu aproape 5%, ceea ce înseamnă vreo 40 de milioane de lei comparativ cu perioada similară a anului trecut, influențat, am văzut, în majoritatea datorită prețului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care a avut un efect negativ asupra rezultatului primului semestru. Deci, cam astea sunt, să zic așa, în principal datele financiare, PER-ul de 10 și un price per book value 1,55 pentru Romgaz, dividend yield 5,65. Doar vreau să fac o precizare, datele care sunt aici în stânga sunt luate de pe site-ul Bursei de Valori București, deci le luăm ca atare așa cum sunt. Hai să ne Dacă uităm te-ai și pe uitat grafic la, întâi. exact, la indicatorii pe care i-ai spus tu, ar fi atractiv așa. Practic, poate să fie atractiv Romgazul din când în când. E bine să-l ai în portofoliu ca diversitate și mai ales ca în perioade, să spun, de corecții pe bursă, o acțiune defensivă. Pe de altă parte, ține minte că a avut loc o creștere spectaculoasă aici de la finalul anului trecut, a început și în primăvara anului acesta, de altfel o anticipasem aici pentru că trecuse de niște rezistențe, dar iată, până la urmă, cotația se oprește, nu reușește să se mențină peste 33 de lei și asta e foarte important. A fost aici la 33,5 o nouă rezistență, dar
au început vânzările, a trecut sub media de 100 și după aia iarăși minime în creștere. Se părea că după o consolidare urmează o creștere, a și venit. Putem trasa aici o linie, suntem într-un mare triunghi și evident că o străpungere confirmată, de-aia aș fi mai sigur la 33,5 decât la peste 33, să se ducă mai sus, dar aici are de diverse obstacole. Se văd 34, 35,10 aici. Targetul evident că ar fi undeva la maximele astea, la 38, dar până acolo e cale lungă și foarte important că se strânge aici triunghiul, suntem spre vârf și o ieșire din el în jos poate să ducă la scădere, mai ales dacă trece sub 31,5, aici 32, foarte importantă zona asta și cu medie. Ne uităm unde sunt celelalte suporturi, deci cam atâta din punct de vedere al evoluției. Stă bine, dar trebuie să fim foarte atenți în perioada următoare, pentru că s-ar putea să urmeze la depășirea rezistenței sau suportului să fie niște mișcări mai violente. Eu cred că un aspect important pe care ar trebui să-l urmărim în continuare ar fi ce se va decide sau ce decizie va lua Romgaz dacă va intra cumva în proiectul de exploatare gazelor din Marea Neagră și dacă va cumpăra participația de la Exxon. Știi că Da, da, da. au depus o cerere în sensul ăsta. În fine, Aia e lucrurile o sunt mult mai discuție complicate aici. întreagă. Eu cred că s-a ratat un moment important cu Marea Neagră, dar în fine, hai să mergem mai departe, că trece timpul, păstrăm sectorul Sigur că da. și Sigur că da, gasul, păstrăm să spunem sectorul. așa. Da, și mergem la transportatorul de gaz, la Transgaz. Una dintre cele mai scumpe acțiuni, dacă nu mă înșel, sau chiar cea mai scumpă, nu? Cred că e În valoare Transgazul. absolută, da. În valoare absolută, da. Dar dacă e să ne uităm la rezultate foarte slabe, în fine, sunt mai multe cauze pentru care s-au înregistrat treburile astea. Pentru Transportatorul Național de Gaze, rezultatul net la trimestrul al doilea a scăzut de la un profit de aproape 36 de milioane de lei, cât a fost în trimestrul 2 din 2020, la o pierdere de 20 de milioane în al doilea trimestru din 2021. Toate astea au făcut ca profitul net după primele 6 luni să scadă și el la 133 de milioane față de 236 de milioane cât a fost în prima jumătate a anului 2020, adică un minus de 44%. Deci rezultat prost, aș putea spune. Din punct de vedere al cheltuielilor, cheltuiala cu amortizarea a avut un impact foarte mare, creștere trimestrială de vreo 37 de milioane, adică în procent vreo 86%. Am văzut că motivul principal, potrivit companiei, a fost finalizarea și punerea în funcțiune a proiectelor majore de investiții. Știm foarte bine în ce este implicat Transgazul, lucrările în care ei au fost implicați în ultima perioadă. Am văzut că și alte cheltuieli importante au fost cele cu personalul. Iarăși este o problemă, să zic așa, între ghilimele, a companiilor de stat și am văzut că pentru majoritatea cheltuielile cu personal au fost mai mari și în cazul Transgaz mai mari cu vreo 17 milioane de lei față de aceeași perioadă din 2020. Asta după ce în primele 3 luni ale anului au mai crescut cu vreo 5%. Pierderea a mai avut și din deprecierea creanțelor, am văzut de la 6 milioane de lei cât a fost în prima jumătate din 2020 la 4-6 de milioane în prima jumătate din 2021. Atenție, asta în condițiile în care clienții Transgazului sunt, în principal am văzut, companii de stat. Mă rog, mai sunt și alte companii private, dar chiar statul cumva se faultează singur, adică sunt unele companii care nu plătesc la timp. A scăzut și rezultatul operațional de la un profit de 8,5 milioane la o pierdere de vreo 50 de milioane în al doilea trimestru. Concluzia, zic eu, în ceea ce privește Transgazie, că investițiile astea pe care le-a făcut se pare că cel puțin deocamdată nu sunt profitabile, au crescut cheltuielile cu angajații și are și probleme să-și recupereze creanțele de la clienți. Deci Da, e un semn de toate astea. Exact, și toate astea se văd în cotație, cotație care a scăzut de când s-a pierdut și gazul ăla rusesc. Știm foarte bine problema la finalul 2019, de altfel aici se vede foarte clar de atunci cotația a scăzut și surprinzător pentru unii sau nu, pentru mine deloc, foarte tehnică evoluția graficului și spun doar așa, în ultima perioadă, pentru că până aici se vede foarte clar, aici a fost un semnal de sell, a venit și criza. A încercat o recuperare, dacă țineți minte, sigur țin minte cei care ne urmăresc, aici spuneam eu de mult timp, sunt cinci obstacole de trecut. Linia superioară a marelui canal descendent multianual,
media mobilă de 100 de perioadă, medie simplă, nivelul ăsta de 310, linia asta de suport pe care o depășea și de fiecare dată trecea sub ea și acționează și ea cumva ca o rezistență. Și iată, deci până la urmă toate aceste obstacole au făcut ca cotația să se ducă sub și zona asta, evident, să se ducă de desubt aici, n-a reușit să treacă și iată, până la urmă, vânzarea a trecut și sub nivelul 276 și până la urmă cotația scade, se duce și sub 255, atenție, deci aici e foarte important, mai ciupește, iată, în spate, dar trebuie să fim atenți, pentru că dacă nu revine ca aici, e posibil să vedem 240 chiar mai jos, să reatingă iar minimul din martie anul trecut, chiar mai jos ar putea duce teoretic ca să respecte canalul ăsta. Să nu fim atât de pesimiști, deocamdată lucrurile nu sunt bune, deși începe să pară un risc rău foarte bun chiar la nivelul ăsta, 255, dar trebuie un SL foarte mic sau o poziție mică, să spunem așa, îmbunătățită pe parcurs la un moment dat. Până la urmă e bine să-mi cumpere aici decât mai sus, dar deocamdată e bearish tendința și nu e nimic de discutat în plus. Ok, mergem mai departe și vorbim despre Compet. Compet, care la fel, m-am uitat peste rezultate. După primele 6 luni din 2021, o cifră de afaceri de vreo 206 milioane de lei, în creștere pentru ei, dar o creștere marginală, doar 1,3% față de aceeași perioadă anului trecut. Profitul, în schimb, în prima perioadă, 27,3 milioane de lei, puțin peste nivelul bugetat, dar mai mic față de ce înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, cu vreo 14%. Din punct de vedere al veniturilor din exploatare, o creștere de 4% față de primele 6 luni din 2020. Pe de altă parte, am văzut că și în cazul lor, cheltuielile de exploatare au înregistrat o creștere, vreo 6% față de aceeași perioadă anului trecut. Determinată în principal, am văzut, de o creștere a cheltuielilor cu personal. Deci iată că și aici avem o creștere a cheltuielilor cu personalul, mă rog, și alte cheltuieli care sunt înglobate în cheltuieli de exploatare. Din punct de vedere al profitabilității, în primele 6 luni din 2021, 30,7 milioane de lei, în scădere cu 8% față de primele 6 luni din 2020. Profitul brut a înregistrat și el o scădere de aproape 13% față de aceeași perioadă anului trecut și comparativ cu bugetul, profitul brut a înregistrat și o creștere de 6,8 milioane de lei. Acum, revenirea producției, da, la capacitate normală mai mare în rafinerie ar putea îmbunătăți cumva rezultatele din al doilea semestru al anului, mai ales dacă și tarifele de transport vor crește în egală măsură ca să ajute cumva compania, pentru că Compet de fapt asta face, transportă țiței prin infrastructura lor. Din punct de vedere al celorlalți indicatori, un PER de 12 și un price per book value 1,13, randament al dividendului 8,4 în cazul Compet. Da, cifre teoretic bune, de la transport de gaze am trecut la transport de țiței, dar aici stă mai bine din punct de vedere tehnic și ne uităm pe grafic weekly, avem grafice weekly pentru a vedea mai bine, mai ales că trebuie să ții mult în portofoliu acțiunile, nu sunt acțiuni de speculat și nu sfătuiesc să speculeze decât poate pe termen mediu. Suntem în vârful unui triunghi pentru că avem niște scăderi maxime din ce în ce mai mici în ultimele săptămâni, dar dacă unim minimul din zilele trecute, din săptămânile trecute cu cel de la finalul din toamna, iarna anului 2020, putem vedea aici o linie și important e nivelul ăsta 82, unde e acolo. Trebuie să se decidă dacă o ia în sus sau în jos aici. Pare simplu, dar nu e chiar așa și e dificil pentru că are risk-reward, nu știu cât de bun e în ambele direcții dacă ne uităm la rezistența de la 86.6 respectiv suportul la 77.2. Mai degrabă aș miza pe termen mai lung aici. Ce e de remarcat că aici spusesem că dacă trece de tripla asta rezistență în trecută, era o rezistență, linie de trend, medie mobilă, zona aici de rezistență, sunt perspective foarte bune și iată câte săptămâni de creștere, vreo 4-5 săptămâni cu un raliu extrem de puternic s-a dus la 100, după aia evident au apărut vânzările, am mai făcut un maxim mai mic și aici un dublu top confirmat, scade cu gap și
trece și sub linia de tren, deci totul ca la carte, totul tehnic, atunci întrebarea este dacă are forță să revină iar în zona asta 90, nu m-aș uita mai departe deocamdată, cred într-o consolidare între nivelurile pe care le-am spus mai devreme, asta e o linie foarte puternică, dai departe, jos, care vine de hăt, hăt și sub ea nu cred că va trece în următoarele luni, ani, dar interesul e aici, în zona asta de range-ul ăsta pe care eu îl văd un pic lărgit. Ok. Mergem acum de la gaze la curent electric și vorbim despre transelectrica. Transelectrica, transportatorul, operatorul, să zic așa, transportului de curent electric, de energie electrică în România. Veniturile totale pentru Transelectrica au înregistrat o creștere, vreo 30% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Deci 1,42 de miliarde în prima jumătate a anului față de puțin peste 1 miliard cât a fost în prima jumătate din 2020. Asta în principal am văzut că datorită creșterii cantității de energie electrică livrată, pe de o parte, pe de altă parte majorarea tarifului de transport și nu în ultimul rând de creșterea veniturilor realizate pe piața de echilibrare. Din punct de vedere al cheltuielilor, cele operaționale au înregistrat de asemenea și ele o creștere, vreo 37%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cantitatea totală de energie electrică în prima jumătate a anului a crescut vreo 7,7% față de S1 din 2020. Acum mai avem și cheltuieli cu personalul care au tras la rândul lor în jos din nou profitul companiei. Au o creștere trimestrială de 13,3% și în valoare absolută am văzut sunt vreo 7,5 milioane de lei. Transelectric are două tipuri de venituri, de fapt două tipuri de activități. Segmentul cu profit permis și cele fără profit și pe segmentul activităților cu profit permis. Și aici intră transportul și dispecerizarea. A înregistrat o creștere de 9% a veniturilor, în principal datorită creșterii cantității, bineînțeles, de energie livrată, în condițiile majorării tarifului mediu pentru servicii de transport. Iar pe zona activităților cu profit zero, o creștere de 54% față de aceeași perioadă anului trecut, în principal determinată de creșterea veniturilor pe piața de echilibrare. Deci, toate astea am văzut că au dus la un profit net în scădere, atât la nivelul de trimestru, minus 41% a fost, cât și la nivel de semestru cu 10%. Deci cam asta din punct de vedere al veniturilor și situației financiare pentru Transelectrica. Da, numitorul comun deocamdată sunt cheltuielile cu personalul acestei companii de stat. Nu insistăm acum. Ții minte că am vorbit cu Adrian Șuță acum câteva luni când a venit la noi și o să-l mai chemăm. I-am pus problema asta, că au fost niște cheltuieli foarte mari atunci. A dat o explicație. Din punct de vedere tehnic, seamănă într-un cumva cu Competul, în sensul că e la un punct de cotitură, să zic așa, dar aici este pe o tendință descendentă în ultimele săptămâni și practic de la începutul anului, de când a fost aproape de 30, cotația a tot scăzut, e un canal bine delimitat și s-a oprit în suportul de la 24. Aceste niveluri pe care eu le am se pot vedea în ultimii ani, sunt neschimbate, deci dacă vreți, sunt confirmate de evoluție ulterioare, nu sunt făcute ulterior sau deci e clar că sunt bune și e clar că ne putem ghida după ele în sensul în care dorim să intrăm într-o zonă mai bună. Încă o dată, nu putem specula aici, e foarte dificil și trebuie multă răbdare. Or, nu asta e menirea speculației. Ideea este că dacă trece de 25, eu cred că are șanse de apreciere, măcar 10%, ceva 12%. Aici ne apropiem de o zonă, iată, de rezistență, e asta foarte mare, maximul precedent de care spuneam și linia care unește maximul din 2017 cu cel de care vorbeam, dar până acolo e un spațiu destul de bun de creștere. Dacă nu putem vedea o consolidare sau chiar dacă vânzările se întețesc și o perioadă de corecție care e și prezentă și acum și poate continua, de ce nu cotația să scadă până la 22,7-22, aici unde văd un suport important, e și media mobilă, dacă mă uit în spate, e foarte, delimitează clar piața bull, să zic, de piața bear și atunci media de 100, deci
foarte importantă va fi zona asta. Deci e la un punct interesant, rămâne de văzut ce se va întâmpla în săptămânile următoare, nu ne uităm pe o zi. Ok. Ne uităm acum peste rezultatele Electrica, care este în același domeniu cu Transelectrica. Și avem aici, să zic așa, o companie ale căror, al cărei rezultat a fost influențat de creșterea prețului la energie și știm foarte bine că de la începutul anului, odată cu liberalizarea asta atât a energiei, cât și a curentului, cât și a gazelor, mă rog, creșterile înțeleg că până la finalul anului o să fie de câteva zeci de procente, să vedem cât de mari vor fi influențele. Electrica, rezultate slabe în primul semestru, un profit net consolidat de 76 de milioane de lei, în scădere cu 60% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, determinată în principal, după cum spuneam, de creșterea semnificativă a costurilor cu achiziția de energie electrică. EBITDA consolidat a ajuns la 359 de milioane de lei, în scădere, atenție, cu 129 de milioane față de primele 6 luni din 2020, determinată și ea în principal de evoluția segmentului de furnizare, din nou pe fondul majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice. Din punct de vedere al veniturilor totale, Electrica în prima jumătate a anului curent au fost de 3,3 miliarde de lei, în creștere mică, doar 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari, vreo 7,8%, în principal datorită creșterii prețurilor de vânzare. Iată că aici este aspectul pozitiv al creșterii prețurilor pentru energia electrică pe piața cu amănuntul. În timp ce pe segmentul de distribuție, veniturile au stat o scădere de 6,8%, în principal din efectul net am văzut al majorării veniturilor din energie electrică distribuită. Din punct de vedere al costurilor, costurile totale consolidate cumva pentru achiziție de energie electrică și gaze au crescut cu aproape 20% la puțin peste 2 miliarde de lei în primele 6 luni din anul ăsta, generate mai ales de segmentul de furnizare, unde am văzut că costurile au crescut destul de mult, vreo 24%, în principal, bineînțeles, datorită majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice. Mai mult de atât, am văzut că a fost înregistrată și o creștere de aproape 14% a cantității de energie electrică achiziționată pe segmentul concurențial, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Și în completare, tot în prima jumătate a anului, Electrica a furnizat, asta ca și statistic, așa, pe piața de energie electrică cu amănuntul, aproximativ 4,6 teravați, în creștere cu doar 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, către aproape 3,5 milioane de locuri de consum. Deci cam ăsta, zic așa, că este portofoliul Electrica din punct de vedere al consumatorilor. Un PER de 14, un price per book value subunitar, iată, față de celelalte companii. Deci o companie ieftină din punctul ăsta de vedere și un randament al dividendului de puțin peste 6%. Graficul. Da, dacă e să ne luăm după indicatorii ăștia, într-adevăr e ieftină. Dacă e să ne luăm după grafic, o cumpărare, un buy anticipativ aici, într-o zonă de suport solid, e foarte bună și chiar arată bine, dar tendința generală e descendentă și am avut iarăși, graficul iarăși îmi dă dreptate ce spuneam în trecut, pentru că se confirmă că n-a reușit să revină peste zona asta, peste 13 aici, după maximul ăsta de la începutul anului și scăderea a continuat, s-a format un trend foarte bine delimitat, dar s-a ajuns aici la suport media de 100, nivelul ăsta 11,5 e la fel de solid ca 13, se vede aici, a fost suport și rezistență mult timp și după aia iată aici ce rezistență puternică. Poate să fie și suport la fel de puternic și atunci, din punct de vedere al risk-reward-ului, sincer, îmi place cum arată Electrica, doar că ar fi un ordin anticipativ în momentul ăsta, pentru că teoretic trebuie să aștept să se întoarcă cotația, eventual lumânarea de weekly să, nu zic de un engulfing sau altele, dar lumânările de weekly să închidă peste cea precedentă, să fie o schimbare aici și până la urmă e mai greu așa să tranzacționezi conservator în momentul ăsta, dar anticipativ, într-adevăr, risk-reward-ul e bun și perspectivele ar fi măcar până la 12.2 să se păstreze în trendul ăsta, să fie corecție, dacă nu mai mult. Da? Se vede foarte clar, imaginea e sugestivă și întrebarea este dacă scade sub 11,5 se poate duce repede în jos. Nu cred, cred că
impulsul mare, daunele au fost făcute deja până acum, poate doar să fie o consolidare descendentă undeva spre 11 în varianta asta și după aia eventual să vedem ce se va întâmpla mai departe și cu contextul general din piață. Bun, schimbăm registrul ușor negativ pe care l-am văzut până acum din punct de vedere al evoluțiilor financiare și trecem la un aspect mai plăcut, pot să spun, în cazul nuclear electrică, care, cel puțin din punctul meu de vedere, a avut o evoluție foarte bună, nu numai din punct de vedere al rezultatelor, cât și al cotației. S-a apreciat foarte mult în ultima perioadă, în ultimele luni, aș putea spune. Deci, despre nuclear electrică, producătorul de energie electrică din energie nucleară continuă, cum am spus, seria de rezultate bune, rezultate pozitive, cu o nouă creștere a cifrei de afaceri și profitul în trimestrul al doilea, comparativ cu trimestrul al doilea de anul trecut. Mă rog, acum știm că anul trecut a fost o conjunctură nefericită, aș putea spune, pentru toate companiile din orice sector aproape. Veniturile companiei, cele din vânzarea de energie electrică, au crescut cu 23% în Q2, vreo 656 de milioane de lei, de la 530 de milioane de lei, cât a fost în aceeași perioadă anului trecut. Și asta după ce în primul trimestru al anului ăsta creșterea fusese puțin mai mică, doar vreo 9%. Tot în primul trimestru din 2021, veniturile au fost mai mari, vreo 683 de milioane de lei, însă în primul trimestru din 2020 fusese de asemenea un trimestru destul de bun, de aici creșterea procentuală mai mică de la un an la altul. Creșterea veniturilor în al doilea trimestru a avut două surse principale pentru SNN: creșterea prețului mediu de vânzare pe piața liberă, și aici au înregistrat o creștere de vreo 29%, și eliminarea completă a vânzărilor de pe piața reglementată, acolo unde prețul mediu era considerabil mai mic, mult mai mic. Prețul mai mare a compensat astfel și scăderea ușoară cantității totale de energie vândută. Am văzut aproape 2,7 milioane de megawați în al doilea trimestru din 2020 la 2,5 milioane, cât a fost în trimestrul 2 din 2021. Per total, zic eu așa, ca să concluzionez cu SNN, rezultatele bune continuă să fie foarte bune și s-ar putea să chiar să se îmbunătățească până la finalul anului în cazul SNN. O companie pe care recunosc, îmi place cum arată, vreau să zic. Da, toți cei care o dețin au avut de câștigat, cotația a tot crescut, evident, începând cu finalul anului trecut, când aici rezistența asta de la 17,1 a fost încercată de 11.000 de ori, am trecut pe grafic daily, se vadă foarte clar, a fost un triunghi aici, păstrăm aceleași grafice ca în trecut, a spart și dus a fost și cu mici excepții. Iată, până la urmă avem niște zone de rezistență, după aia depășite, suportul confirmate într-un fel sau altul, triunghiul și cotația s-a dus la 30,3, de unde a corectat, se îndreaptă iarăși către 30,3. Întrebarea este, îl va depăși? Dacă se va păstra tendința asta foarte clară, evident și aici se formează un triunghi, înclin să cred că la un moment dat se destul de repede, sau mă rog, păstrând aceeași pas al creșterii, același ritm, să ajungem la 32,5. Dar întrebarea este ce va face dacă va urma o corecție, se va forma aici cumva un dublu top. Avem și o linie punctată aici, dar mă interesează mai mult linia asta și nivelul ăsta 29,3. Înclin să cred că aici, dacă îl depășește, putem vedea 28-25, respectiv 27, care este cumva și susținut de retragerea FIBO, da, primul 23,6 FIBO pe creșterea asta, începând de undeva din noiembrie 2020 până la maximul din august, da? Deci, tendință pozitivă, suntem atenți la corecție, au mai fost pe aici, au mai fost pe aici, poate să fie și pe aici, deși s-a cam disipat din presiunea la vânzare, la cum arată, și e posibil să vedem tot așa un soi de triunghi, un paralelogram aici și după aia o continuare a creșterii, sau depinde foarte mult de contextul din piață, pentru că dacă sentimentul va fi negativ și vor fi corecții mai mari, posibile oricând, va scădea și nuclear electric, asta cu siguranță.
Schimbăm acum registrul și trecem de la companiile din sectorul de energie și de utilități către alte două sectoare, respectiv sectorul medical prin MedLife și următoarea companie Digi din Telecom. Începem cu MedLife. MedLife, care este, mă rog, unul dintre cei mai mari operatori de servicii medicale din România, private din România, care a avut rezultate foarte bune în prima jumătate a anului. Veniturile trimestriale ale grupului au crescut cu vreo 65%, de la 205 milioane la 340 de milioane în al doilea trimestru din 2021. Am văzut că toate cele trei sau cele mai importante trei divizii au crescut foarte mult în procent. La clinici au vreo 70% creștere, la laboratoare s-au dublat față de acești perioade în trecut, plus 113%, și divizia de spitale, la fel, vreo 70% creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Diviziile astea trei, de altfel, sunt și cele mai importante și primele ca pondere în veniturile totale ale MedLife, veniturile cumulate ale lor fiind undeva peste 70% din totalul veniturilor. După primele 6 luni, creșterea veniturilor a ajuns la 44%, atenție, față de aceeași perioadă a anului trecut. Din punct de vedere al profitabilității, să zic așa, EBITDA a înregistrat o creștere foarte bună, 96%, față de aceeași perioadă a anului trecut, cifra raportată pentru primul semestru fiind de 157 de milioane de lei, comparativ cu, atenție, doar 80 de milioane de lei cât a fost în 2020, deci aproape că s-a dublat. MedLife a anunțat și intenția de a contracta un nou credit sindicalizat, am văzut, în valoare de vreo 50 de milioane de euro pentru a-și consolida poziția pe piață. Fondurile se pare că vor fi utilizate pentru a-și accelera programul de achiziții. Suma asta de 50 de milioane se adaugă cumva altor 40 de milioane de euro semnate tot printr-un credit în luna mai a acestui an. Așadar, în cazul MedLife vorbim de un total de vreo 90 de milioane de euro lichidități, adică disponibilități capital la dispoziția companiei pentru investiții de aici încolo, achiziții, dezvoltări și așa mai departe. Deci MedLife o duce bine, ca să zic așa. O duce bine și asta s-a văzut și în evoluția cotației. A fost o cotație care a crescut neîncetat, după cum spuneam și în emisiunii trecute și am analizat graficul și aici am fost confirmat de evoluția ulterioară. Spuneam eu atunci că momentul culminant a fost depășirea la 6,6, aici testat de foarte multe ori. După aia s-a dus ca prin brânză, s-a dus în no man's land, erau maxime istorice, a avut o corecție, s-au dat și acțiuni, s-a făcut splitare, s-a schimbat cotația cu totul, dar atenție, ce a urmat o creștere extrem de puternică, dar cu corecții laterale. Se întâmplă corecții laterale. Aici, dacă ne aducem aminte, mă gândeam la o scădere și chiar mă gândeam la o scădere mai amplă. A fost o scădere, până la urmă s-a oprit, iată, a confirmat 15,9, a fost un dublu top aici, ca la carte și s-a dus, dar trăsesem eu linia asta, mă gândeam că poate ajunge cumva pe aici, în zona asta. N-a ajuns, a fost iarăși o creștere, 17,95 maxim, confirmă suportul acum la 17,35. N-am mai prelungit FIBO aici pentru că mi-a plăcut că confirmă niște niveluri aici, dar dublează practic 17,3. Dacă se menține deasupra, ușor, ușor încearcă și n-am pus întâmplător 19 și 20. Sunt niște ținte pe care le obțin și cu niște FIBO expansion, dar sunt și cifre rotunde care se dovedesc valabile în cazul MedLife. Evident, plus minus câteva. Acum 17,95, evident că îl putem asemui cu 18. Iar aici 17,3, putem spune 17 la un moment dat. Deci o evoluție laterală mă aștept în momentul ăsta, urmând ca după aia să vedem dacă are forță să depășească. Dacă nu, poate să fie o tendință ca aici. Poate să fie ceva ca aici, am mai avut, uitați-vă aici puțin, am mai avut și aici mai mici. Deci cam asta e genul de corecție la MedLife și poate, de ce nu să ajungă iar 16,5, 15,9 aici, dacă nu va merge lateral și sau va crește din momentul ăsta. Să vedem. Deocamdată sunt corecții în piață și depinde. Unii profită de corecțiile astea, alții vând, alții, așa e pe bursă. Trebuie să ne uităm în perspectivă, pentru că MedLife este o acțiune de creștere, nu este o acțiune de dividend. Până acum nu a acordat niciun dividend.
și cine Pe de are sau altă cine vrea parte, să aibă un exact, portofoliu a fost o să uite creștere undeva pe cam acolo. mare și e posibil să fie și o corecție, adică să nu ne speriem Da. dacă sunt și niște corecții mai ample. Absolut. Închidem analiza de astăzi cu ultima companie, respectiv Digi Communication din sectorul telecom. Singura companie, să zic așa, importantă din sectorul telecom, listată și care este în indicele BET. Digi, care am văzut că și-a îmbunătățit substanțial profitabilitatea, atât la nivel trimestrial, cât și la nivel semestrial. În Q2 din 2021 are un profit net de 34 de milioane de lei față de 15 milioane cât a fost anul trecut și la nivel de semestru 48 de milioane de euro, rectific, euro, 48 de milioane de euro profit la nivel de semestru față de o pierdere de 41 de milioane cât a fost anul trecut. Din punct de vedere al veniturilor, au crescut cu 14%, de la 309 milioane la 354 de milioane în al doilea trimestru din 2021. În principal am văzut datorită veniturilor din România, care au crescut cu aproape 15% și cele din Spania, care au crescut mai bine, cu vreo 30%. În schimb, am văzut că pe piața din Ungaria veniturile au scăzut ușor, vreo 7%. Acolo Digi, dacă nu mă înșel, are și un proces pe rol, nu știu dacă s-a finalizat cu o companie din Ungaria. Veniturile din servicii fixe au înregistrat o creștere de vreo 11%, iar cele din servicii mobile mai mult, vreo 17%. Per total, veniturile din România în al doilea trimestru au fost de 215 milioane de euro, față de 187 cât au fost în aceeași perioadă anului trecut, adică o creștere de vreo 15%. În principal, determinate am văzut de creșterea numărului de abonați la servicii de televiziune prin cablu și internet și date, da? Și toate astea în principal prin creștere organică. Numărul de abonați la serviciile de telecomunicații mobile a crescut de la 3,52 de milioane la 30 iunie anul trecut la 3,9 milioane de abonați la 30 iunie din 2021, o creștere de vreo 11%, dar în schimb numărul clienților abonați la serviciile de telefonie fixă a scăzut și asta e oarecum natural să se întâmple pentru că există o migrare din ce în ce mai accentuată de la fix către mobil și lucrul ăsta se vede și în cifrele pe care Digi le-a afișat acum. O companie din punct de vedere al PER-ului, zic eu, destul de ieftină, sub 10 are 8 și un randament al dividendului de puțin peste 2%. Cam asta despre Da. Digi. Să vedem dacă se mai uită lumea la randamentul dividendului în momentele astea și la PER și la alți indicatori, pentru că, iată, sunt zile cu sentimente diferite în piețe și emoțiile primează de multe ori. Din punct de vedere al evoluției, suntem la 38, rotund, evident că depășim puțin sau suntem sub, dar e un nivel important. Ne-a dus canalul ăsta mare de tot plecat undeva de la criza precedentă după scăderea asta, care confirmase practic 35-ul ăsta, iată ca rezistență, n-a reușit să treacă de el. În schimb, aici a confirmat suportul, s-a dus și 35-ul ăsta a fost confirmat de multe ori după aia în primăvara-vara anului trecut. S-a format două scăderi puternice, dar reveniri, pentru că e acest sell agresiv urmat de un buy la fel de agresiv, acest pattern pe care l-am văzut în istorie, nu mai revin. Faptul că suntem într-un mare canal e destul de amplu, trebuie să ne uităm mai atent la tendința asta, am tras aici o linie de suport. Întrebarea este, va reuși să treacă de 38? E destul de greu în momentul ăsta, dar dacă mă gândesc că asta să fie o mișcare, cum au fost și cele dinainte, care au fost, să spunem, chiar dacă nu laterale, urmate de mișcări puternice, deci o consolidare urmată de o mișcare puternică, să nu asemâni și pe asta cumva să urmeze o mișcare puternică, m-aș îndoi deocamdată și, sincer, să văd, cred că îl mai văd puțin în lateral sau chiar o scădere ca să își ia energie să spargă până la urmă 38 ăsta, să se ducă mai sus, că dacă s-ar păstra în linia asta de rezistență, adică dacă s-ar menține linia asta, ar trebui să vedem o ușoară depreciere. Până la urmă, evoluție destul de tehnică și aici și evident suportul important, zona asta 34-35 se vede foarte clar, aici va fi pericol dacă va trece de dedesubt, dar mai e mult până sunt vreo 15% și nu cred că deocamdată se pune problema. Deci, e oarecare volatilitate,
dar e posibil să continue totuși evoluția, să nu avem mișcări prea bruște. E de Da, 50-50 aici la Digi. am înțeles. Bun, cu asta am completat evoluția, analiza unor companii din indicele BET, mă rog, printre cele mai mari companii din energie, utilități și sectorul medical și telecomunicații. Aș mai vrea să mai completez cu o știre de astăzi. Avem o nouă companie listată pe Piața Aero de la Sigur. Bursa de Valori București. Appraisal and Valuation se numește. E o companie, un business de evaluare, am văzut, imobiliară și face parte din rețeaua internațională NAI. NAI România este în România. Știm Un foarte business de bine că am servicii avut imobiliare. invitația aici la noi, L-am avut înainte de invitat pe listare, domnul Botiș, sigur. da, care este CEO-ul companiei. Am văzut din memorandum că până la finalul anului estimează cifra de afaceri de peste 6 milioane de lei, mă rog, și un profit net care este pus acolo. În schimb, am văzut contrar așteptărilor, cred că pieței și față de alte companii care s-au listat în prima zi, evoluția este destul de abruptă, aș putea spune, dar în sens negativ, nu pozitiv, pentru că cel puțin până la ora asta are o scădere de peste 20%. Mă rog, oarecum surprinzătoare, nu? Față de celelalte listări care aveau creșteri de peste 100%. Surprinzătoare și nu, având în vedere sentimentul din piață, scad majoritatea pe Aero și până la urmă sunt niște corecții chiar pronunțate pe mulți emitenți și aici e marfă proaspătă, să spun așa, și poate să scadă, adică totuși s-a dus cam mult sub prețul din plasament și revine întrebarea aia dacă cotația și prețul din plasament e prețul corect. Nu avem cum să răspundem la întrebarea asta. O să încercăm tot felul de explicații în săptămânile următoare, mai ales că vor veni și de luni, atenție, vom avea invitații în fiecare zi, fiți pe fază, urmăriți-ne, încheiem aici maratonul ăsta, vă mulțumim că ne urmăriți, să aveți o seară plăcută și profitabilă, ne vedem luni, la revedere! La revedere!